Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi, doamnelor și domnilor, despre deșeuri și nu orice fel de deșeuri, deșeurile din Marea Neagră, de pe Marea Neagră și de la țărm. Înțeleg că sunt destul de multe probleme. Ieri a avut loc un forum național dedicat acestei teme, un forum la care au participat specialiști din România și despre care, la fel, înțeleg că a avut loc în mai multe țări din Europa sau, mă rog, activități similare au avut loc în mai multe țări din Europa. Nu este numai problema României, este problema tuturor țărilor riverane Mării Negre și, de fapt, este problema tuturor țărilor din Europa. O astfel de chestiune se regăsește și în Marea Mediterană, oricât de greu v-ar veni să credeți. Bun, discutăm despre toate acestea cu directorul executiv al ONG-ului Mare Nostru, doamna Mihaela Cândea. Bună seara, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc frumos de invitație. Nici nu știu cu ce să încep. Încep așa, cu o întrebare care mă frământă și cred că v-am întrebat și înainte de începerea emisiunii. Este o problemă care se regăsește și la țărmul Mării Negre, și la țărmul Mării Mediterane, și la țărmul Mării Egee, de exemplu? Marea cu toții împărțim. Apa circulă și totodată antrenează și deșeurile cu ea. Prin urmare, nu doar Marea Neagră are astfel de probleme, ci toate mările europene și cu siguranță toate mările lumii. Dar proiectul nostru se concentrează pe aceste mări europene. Proiectul Marlisco, așa cum îl denumim noi, se desfășoară în 15 țări europene, are peste 20 de parteneri și încearcă să dezbată, să aducă în atenție această problemă a deșeurilor marine. Da, este o problemă care ne preocupă pe toți, pentru că de la an la an, rapoarte sporadice arată că această cantitate de deșeuri pe care o regăsim în mare este din ce în ce mai mare. Rapoarte sporadice, e interesant asta, dar înainte vă întreb așa, am văzut imagini din Mediterană, din Egee, din Marea este albastră, este absolut superbă, se vede până la fund, de exemplu. Putem, pe când Marea Neagră arată, cel puțin arată altfel. Putem vorbi de o similitudine în ceea ce privește, nu știu, cantitatea de deșeuri între aceste mări și aici completez întrebarea cu aceste rapoarte sporadice, așa cum le numiți dumneavoastră. Există date concrete despre cantitatea de deșeuri în aceste mări? Marea Neagră are un dezavantaj, să-i spunem așa. Este o mare închisă. E ca și când am avea o ceașcă cu apă și apa n-are unde să meargă. Dacă tot sedimentul se duce pe fundul mării, toate deșeurile ajung pe fundul mării, de acolo nu au unde să fie antrenate decât amestecate, ridicate un pic în masa apei și cad la loc pe fundul mării. Marea Mediterană este o mare deschisă. Acolo deșeurile circulă, există zone mai adânci, mai puțin adânci, zonele de litoral sunt și mai cu substrat mai dur, pietros și atunci apa spală orice ar putea să cadă și să se depună pe aceste pietre. În timp ce Marea Neagră, să zicem, nu are la fel de multe avantaje. Dar o problemă a deșeurilor există peste tot. Nu există un studiu general, să-i spunem, sau un studiu foarte clar realizat care este situația deșeurilor marine în mările Europei. Există rapoarte sporadice, așa cum spuneam, în sensul că diferite instituții sau organizații înregistrează la un moment apariția sau prezența acestor deșeuri în anumite locuri. Nu este făcut studiul după o metodologie foarte clar stabilită astfel încât să avem date comparative, să putem spune care este situația în România față de Italia, de exemplu, sau Grecia. Nu putem spune dacă o situație pe care noi la un moment dat o întâlnim într-o anumită zonă la litoralul românesc o putem generaliza pentru întreaga Mare Neagră sau pentru toate mările Europei. Cu alte cuvinte, și noi și vecinii noștri din Europa suntem cam tot pe acolo. Pe acest subiect, cel al deșeurilor marine, abia acum începem să ne dezvoltăm, să-i spunem așa, să-l explorăm, să despicăm firul în patru și să vedem ce este de făcut. E târziu? Sau de ce nu există astfel de rapoarte? Mă gândesc că dacă ar fi fost o problemă gravă, într-adevăr, lumea ar fi sesizat-o, specialiștii, în urmă cu mulți ani și până acum am fi putut vorbi despre rapoarte adevărate, complete. Problema este gravă, este adevărat, dar
pentru a o putea, să-i spunem, pentru a o putea rezolva sau a putea să ne dăm seama exact de gravitatea ei, este nevoie de foarte multe fonduri și de investiții foarte mari pentru a ne da seama, vă dați seama, să monitorizezi o mare întreagă la suprafață, în masa apei și pe fundul apei, este foarte costisitor. Pe de o parte. Pe de altă parte, monitorizările pe fundul apei se pot realiza de cele mai multe ori prin traulare. Traularea aceasta este ca o rașchetare a fundului de apă, rașchetare care nu ține cont dacă acolo sunt viețuitoare sau deșeuri. Cu alte cuvinte, destabilizezi întregul ecosistem, nu doar acele deșeuri care fac obiectul studiului. Să faci scufundări și să monitorizezi tot fundul mării este pe alocuri și mai costisitor și imposibil și riscant. Și atunci, de aceea până acum nu s-a făcut nimic concret și centralizat în acest domeniu, însă problema agravându-se din ce în ce mai tare, am ajuns abia acum să ne întrebăm ce e de făcut și ce trebuie să facem. Știți cum e în problemele de mediu. Întâi trebuie să apară ca să ne apucăm să le rezolvăm. Pe prevenire, mai greu. Așa e peste tot și când vorbim despre sănătatea noastră, cred că e așa, exact. Mai ales în ceea ce privește problemele de mediu. Există totuși, îmi spuneați înainte de emisiune, câteva rapoarte și la nivelul Mării Negre, realizate, înțeleg, chiar de către un institut din Constanța. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină, cam de 2 ani de zile, a luat așa hotărârea voluntară, în sensul că nu are nici fonduri pentru asta și nici nu le-a cerut sau impus cineva să facă acest lucru. A luat hotărârea să monitorizeze și deșeurile care se întâlnesc pe fundul mării. Cum anume? Ei fac studii privind capturile de pește, respectiv cam care este starea stocurilor de pește de la litoralul românesc. Prin acest tip de traulare iau probe din anumite zone pentru a vedea care este situația și cu aceste probe totodată se adună și deșeuri. Deșeuri de foarte multe tipuri și în cantitate din ce în ce mai mare, se pare. Știți cumva cam ce deșeuri au adunat cei de la institut în acești 2 ani? V-au spus? Chiar la forum ne-au spus că au întâlnit inclusiv saci de îngrășământ chimic folosit în agricultură, saci cu zgură sau resturi din diverse activități industriale, butoaie de tablă. De altfel și Mare Nostrum, prin voluntarii care desfășoară programul de inventariere a deșeurilor de pe țărm, voluntarii au întâlnit mașini de spălat, frigidere, efectiv toate tipurile de deșeuri se găsesc pe plajă și în mare. Orice v-ați putea închipui că nu și-ar avea rostul acolo sau cine ar fi putut să-l ducă acolo, să-l arunce acolo, ei bine, el se găsește, din păcate, pe malul mării sau în apă. Mai devreme sau mai târziu ajunge în apă. Cum au ajuns acolo? Ce spun specialiștii de la institut? Există mai multe teorii. Una dintre ele este cea conform căreia toate deșeurile ajung pe calea fluviilor. Fluviile tributare își aduc aportul, strâng deșeuri din toate țările pe care le tranzitează și la final le varsă în mare. Deci putem găsi mașini de spălat din Germania, Austria, probabil, pe țărmul Mării. Posibil, exact. Apoi există toate navele care trec prin apele noastre teritoriale și care, în loc să predea deșeurile produse în porturi pentru o taxă care poate să fie mai mare sau mai mică, depinde de țară. În România nu este chiar atât de mare comparativ cu alte țări, dar e mai ieftin să le arunce direct peste bord. Există cazuri documentate, mă scuzați, în ceea ce privește aceste practici? În momentul în care găsești în mare, pe fundul mării, saci plini cu deșeuri menajere, doar din avion sau de pe un vapor. Am înțeles. De altundeva de unde. Vă dați seama că nimeni nu va declara vreodată că a aruncat vreun sac de gunoi sau vreun fel de deșeu peste bord, deoarece este ilegal și se sancționează cu amendă. Și
Da, trebuie să vă întrerup aici, să vă spun că există cazuri și mi l-au spus în emisiune unii dintre invitații că au descoperit gunoaie, tone de gunoaie pe vapor care stăteau să fie aruncate în mare. Chiar domnul Mihăl Cioiu, reprezentantul ITF, ne povestea că niște marinari filipinezi l-au sunat și au spus există un pericol aici, avem multe gunoaie, le va arunca comandantul nostru, capitanul, peste bord, s-a dus, i-a amendat. Cazuri singulare, se mira și el că a primit acest telefon, dar mă gândesc totuși în asentimentul a ceea ce spuneți, că s-ar putea să fie multe alte cazuri despre care aici a fost un caz total neașteptat, o responsabilitate neîntâlnită de obicei a celor de pe vas care au zis ok, s-a mirat și domnul Mihăciu. Exact, nu e normal să facem asta, dar de cele mai multe ori această responsabilitate nu există și toată lumea tacit încuvințează această scăpare de deșeuri. Doamna Cândea, trebuie să încuvințez și eu ceva în această emisiune. O scurtă pauză de publicitate pe care mi-o cer colegii și revenim. Am revenit în platou, discutăm despre deșeurile marine, suntem în a doua, deșeurile din mare, deșeurile marine, suntem în a doua parte a emisiunii și intrăm brusc în subiectul principal al emisiunii. Mi se pare că am făcut o introducere destul de lungă. Mi-a spus ce se găsește în mare, care sunt consecințele acestor deșeuri pe care le întâlnim, le întâlniți în Marea Neagră? Consecințele sunt atât vizibile de către noi, cât și acelea invizibile, cele la care nu ne așteptăm sau pe care nu le intuim. Cele vizibile sunt foarte clare deja, și anume înrăutățirea peisajului. Vedem gunoaie pe plajă, vedem gunoaie care plutesc în masa apei, scafandrii care vor să se bucure de peturile din apă. Exact, de peturi și de orice alte gunoaie pe care le găsesc acolo în locul viețuitoarelor. Plus, deocamdată la Marea Neagră nu prea s-au înregistrat astfel de fenomene, dar la nivel mondial sunt din ce în ce mai frecvente păsările care au plase sau pungi de plastic în jurul gâtului, tot felul de animale care rămân prinse în aceste deșeuri. În general, și delfinii și păsările sunt animale destul de curioase și găsesc ceva așa interesant, nemai văzut, nemai întâlnit și merg să încerce să vadă despre ce este vorba. De cele mai multe ori rămân prin a fi blocați și se sufocă sau fie nu mai reușesc să iasă la suprafață, să respire aer și se neacă în acele zone sau pur și simplu se rănesc în aceste deșeuri care se regăsesc pe fundul mării, pe țărmuri. Poate fi și o problemă economică aceasta, adică numărul deșeurilor pe care le întâlniți și dumneavoastră pe plajă, în monitorizări, este atât de mare încât să, nu știu, să-i împiedice pe turiștii care vin la mare să se bucure de o zi la plajă? Bineînțeles. Cred că toată lumea când merge la plajă se hotărăște în funcție de cum arată plaja. Nu merg acolo că era murdară apa, era murdară plaja, mirosea urât pentru că nu erau gunoaiele... Altă problemă aceasta exact. Mirosului, da. Nu erau gunoaiele strânse și atunci prefer să mă duc pe altă plajă. Turiștii care vin de la mai mare distanță preferă să se ducă în cu totul altă țară, că până la urmă tot trebuie să investească în transport și toate cele. Nu își pot alege plaja de aici sau plaja de la 3 metri. Cred că asta se transformă și într-o problemă economică, dar și acele consecințe invizibile au o repercursiune economică. Bun, acestea sunt interesante. Care sunt? Toate aceste substanțe sau deșeuri care ajung în mare se descompun până la un anumit grad, dar niciodată de tot, pentru că ele sunt nebiodegradabile. Practic se mărunțesc foarte mult până când ajung la nivel, nu știu, microscopic sau particule foarte fine. Aceste particule sunt ingerate de viețuitoarele din apă, în principal de pești, și ajungem la un moment dat ca noi consumând peștii cu valoare economică din mare, să nu mai consumăm o carne de pește bună, hrănitoare, sănătoasă, ci să consumăm o carne mai de plastic, așa, sau de ce-o fi consumat respectivul pește de-a lungul vieții. Asta pe lângă faptul că se afectează foarte multe funcții fiziologice ale respectivelor viețuitoare. Este afectată digestia, apar tot soiul de boli și de probleme.
poate chiar și ciclul reproductiv, acele organisme care ajung la o cantitate foarte mare de substanțe bioacumulate, să nu mai poată să se reproducă la fel de bine ca cele care, de exemplu, nu au consumat astfel de substanțe. Cu alte cuvinte, până la urmă, tot noi avem de suferit. Noi, așa cum noi de la, cei de la Marea Nostrum spunem, Marea înghite multe deșeuri, dar cât să mai înghită și ea? La un moment dat ni le trimite înapoi, fie că ni le trimite direct aruncându-le pe plajă, fie că ni le trimite prin ceea ce consumăm din mare, trebuie să le trimită înapoi și ea într-un fel. În toate aceste probleme a deșeurilor marine, există vreo implicare și a noastră, a tuturor, a constanțenilor, prin modul în care ne comportăm? Încerc să fac o paralelă cu ce se întâmplă în Constanța, în România, și cu ce se întâmplă în alte părți. Este mizerie pe stradă. Copilul meu are 8 ani și îmi spune de ce e atâta mizerie pe stradă. A văzut și el una sau două țări din Europa și a observat că acolo totul este curat. Mă gândesc, ce facem noi? Și mă include, aici ne includ pe toți telespectatorii. În fiecare zi afectează acest mediu marin sau nu are nicio legătură? Fără îndoială, toate aceste gunoaie sunt purtate de vânt și mai devreme sau mai târziu ajung pe malul mării. De pe malul mării pot să ajungă în apă, purtate de curenți, ajung pe un alt mal de mare, mai aproape de noi sau mai departe de noi. Oricum ar fi, toți avem de suferit. Dacă noi aruncăm gunoaie la voia întâmplării, vor ajunge pe litoralul altcuiva. Dacă alți vecini de-ai noștri aruncă gunoaie la voia întâmplării, vor ajunge pe litoralul nostru. De foarte multe ori am întâlnit pe plajă ambalaje de chipsuri sau sucuri care aveau ca și cod de bare. Știți, dacă se citește codul de bare, putem să ne dăm seama din ce țară provine respectivul ambalaj. Ați făcut lucrurile acestea, da? Da, Bulgaria, Grecia, Turcia, tot ce avem pe aici prin prejur. Grecia, pardon, pe plajă la noi în Constanța, da? Da. Interesant. Se pare că da. Mai mult decât atât, voluntarii Marea Nostrum au descoperit la un moment dat o sticlă de plastic pe o plajă, sticlă de plastic care avea un mesaj în interior, ceva de tip SOS, scris în litere chirilice. Era șters, n-am înțeles mare lucru din el, dar era clar că n-avea cum să fie din România. Nu cred că ar fi... Robinson Crusoe din lumea slavă a lansat un mesaj pe care l-ați găsit dumneavoastră aici. Destul de înfricoșător ce spuneți. Deci nu numai ce facem noi aici afectează mediul marin, ci ce fac toți locuitorii din jurul Mării Negre. Tocmai de aceea și acest proiect care se desfășoară în 15 țări este practic un efort unit al tuturor celor care au prin granițele lor legătură cu o mare, mare care fără îndoială la un moment dat comunică cu altă mare, cu apele altei mări și aceste gunoaie se plimbă. Cei de la Garda de Coastă ne povesteau că în misiunile lor întâlnesc insule, adevărate insule de deșeuri care plutesc în largul mării și în care au găsit și ei la fel, de la copaci, cai, vaci și tot soiul de animale care, purtate de inundații, ajung pe Dunăre în mare. Probabil că nu le strânge nimeni, ele vor ajung pe țărm, nu? Ajung la un moment dat pe țărm sau se descompun, rămân în masa apei și afectează toate viețuitoarele din mare. Cum colaborează aceste țări între ele? Vorbesc de mai multe țări. Suntem într-un context complicat economic, social, în Europa. Mai degrabă politic. Și politic. Se resimte acest lucru? Se resimte foarte mult. De exemplu, în Europa, dacă vorbim de Marea Baltică, Marea Nordului, mările mai din nord, lucrurile sunt mai simple, mai așezate, se vede gradul de civilizație, accesul la finanțare, nivelul de trai, nivelul de înțelegere al problemelor de mediu. Practic acolo este de ajuns să se adopte o politică și lucrurile se întâmplă. În cazul Mării Mediterane, de exemplu, sau Mării Negre, lucrurile sunt mai complicate. Nu știu, în sud, chiar unde este mai cald. Chiar și la Mediterană, pentru că dacă ne gândim, prin Africa sunt niște țări care nu sunt tocmai aliniate cu standardele europene, nu au acces la foarte multe finanțări, nivelul de trai nu este unul foarte bun. Și atunci,
banii pentru crearea unor gropi de gunoi, pentru reciclarea deșeurilor sau pentru a respecta politici de mediu, nu există. Și Marea devine o groapă de gunoi a tuturor. La Marea Neagră lucrurile sunt mai complicate, de exemplu, decât la Mediterană sau nu? Sau care ar fi particularitățile? Mie mi se pare că la Marea Neagră este mai complicat, pentru că sunt la Marea Neagră și am văzut situația de aici. Cei din Marea Mediterană spun că lasă, că și la noi e la fel de greu. Mie mi se pare greu să colaborezi. Din cele 6 țări riverane, România și Bulgaria sunt în Uniunea Europeană, au acces la finanțări și trebuie să respecte anumite standarde. Georgia nu are bani mai de nimic, iar Ucraina și Rusia au alte probleme. Au alte probleme în momentul ăsta și au avut dintotdeauna, iar Rusia nu prea a stat la masa negocierilor și dezbaterilor de acest gen. Iar Turcia este foarte ocupată cu pescuitul. Ei au de trăit din pescuit și le pasă prea puțin de... De exemplu, în Istanbul este o groapă de gunoi exact pe malul mării. În fiecare an, marea sapă în această groapă de gunoi și mare parte din deșeuri ajung în apă și în toate celelalte țări riverane. Cu alte cuvinte, lucrurile nu sunt deloc simple. Dar asta nu este o consolare. Asta nu înseamnă că gata, dacă nu avem cum să rezolvăm problema, nici nu ne mai apucăm de ea. E important ca măcar 2 țări din 6 să facă niște pași și să-și facă treaba în acest domeniu. Dar Turcia o să se alăture și ea. Nu este o soluție, nu? Ca numai 2 țări să-și facă treaba ca la carte, nu vom avea o mare curat. Nu este de ajuns, este adevărat, dar pe acest principiu nu am face nimic. Dacă mergem pe ideea de ce să arunc eu gunoiul la coș când toată lumea aruncă pe jos și nimeni nu respectă regula, am avea un oraș și mai poluat. Dacă eu încep să arunc gunoiul la coș și mă mai vede un altul care începe și el și tot așa, se produce schimbarea. În timp, e adevărat. Deci cu doar 2 țări nu facem decât să pornim schimbarea, nu s-o și definitivăm. La forumul organizat de dumneavoastră ieri, s-au trasat și oarecare soluții pentru această problemă sau a fost așa pur și simplu o discuție? Tot forumul s-a încheiat cu propunerea unor măsuri. Măsuri pe care participanții noștri le-au considerat cele mai eficiente, au avut de votat, au propus măsurile și apoi le-au votat, care sunt cele mai eficiente și care sunt cele mai implementabile. Cu alte cuvinte, care dau rezultatul cel mai bun și care se implementează cel mai ușor. Pe primele locuri, uimitor, au fost acele soluții privitoare la educație, conștientizare și informare. Se pare că asta ne lipsește. Nu suntem destul de educați, destul de informați, destul de conștienți de efectele pe care le putem avea. Mă scuzați că vă întrerup. În școală se învață, sunt, nu știu, cursuri, ore despre toate aceste lucruri, despre problemele pe care le creează aruncatul gunoiului la întâmplare, despre ecologie? Există. Sub o formă sau alta, învățătorii, educatorii, profesorii le spun copiilor, uite, colectare selectivă, de ce este important, cum se face, de ce trebuie să păstrăm orașul curat și tot așa. Problema se rupe când ajunge copilul acasă și zice, mami, uite, eu am învățat să pun sticla separat de hârtie, să o duc la alt coș de gunoi și mama îi spune, lasă-mă dragă că eu știu mai bine, eu sunt mai mare decât tine, tu faci asta la școală, acasă faci cum zic eu. Și atunci în mintea copilului, mai ales dacă este unul foarte mic, se creează așa o confuzie. Eu de cine ascult? De mama sau de învățător? În mintea copilului mai mare sau a adolescentului nu se mai creează nicio confuzie. Zice, pur și simplu nu mai îmi pasă. Asta e, fac cum e mai simplu. Și atunci, educația există, dar se produce o ruptură. Cred că mai avem de așteptat niște ani ca toți copiii care sunt acum copii să ajungă adulți și să înțeleagă, de fapt, prin ce au trecut atunci când părinții nu s-au încadrat cumva în ceea ce învățau ei la școală și să nu facă același lucru copiilor. Deci totul e... Am înțeles. Pare o soluție bună, dar mi se pare că este foarte de durată. Ceva concret ați găsit în acest forum sau alte soluții care sunt? Foarte mulți participanți au fost de acord cu înăsprirea cadrului legislativ.
și aplicarea fermă a penalităților, a sancțiunilor pentru toți cei care poluează, aruncă deșeuri. Chiar vorbim aici și de industrii sau de vapoare, dar vorbim și de persoane fizice. Pur și simplu aruncatul chiștoacelor pe stradă sau a sticlelor, a ambalajelor la voi. Ar fi o soluție aceasta să-i amendăm pe cei da, este o soluție. Care aruncă gunoaie, da? Este o soluție pentru că pe aceeași lege, din punctul meu de vedere, legea există, penalitățile există, trebuie aplicate ferm și des. Pentru că în acest fel și pe aceeași lege Sibiul a aplicat foarte multe amenzi persoanelor fizice care aruncau gunoiul la voia întâmplării și a devenit un oraș curat. Este ca și cu poliția circulației. Dacă vezi poliția pe stradă, mergi cu viteză regulamentară, acorzi prioritate, nu depășești și toate cele. În momentul în care o să-l vezi pe cel care dă amendă pentru că arunci pe jos sau știi că ar putea să te vadă de pe undeva și să primești o amendă, nu o să mai arunci gunoaiele pe jos. O să cauți coșul de gunoi sau o să ajungi să porți gunoiul ăla cu tine până când ajungi acasă și îl arunci la un coș de gunoi. Da, cred că este o soluție. Curios câte amenzi s-au dat în Constanța, pot să facem o întrebare autorităților pentru aruncatul gunoiului. Cu siguranță legea există. Da, dar cu siguranță că nu se aplică. Sau... Cu siguranță, da, nu se aplică. Știți foarte bine, dacă îi spui un om de ce nu, ai aruncat un chiștioc pe stradă, s-ar putea să îl deranjezi cu întrebarea și să risei și bătaie. Cum adică îți permiți să îi spui asta? Da, cel dar puțin așa, în Constanța. Așa cum dăm amenzi pentru cei care parchează ilegal și se blochează roți, așa cum se dau amenzi pentru cei care parchează pe spațiu verde sau în anumite locuri... De exemplu, vara, în Mamaia, dacă parchezi pe locurile de taxi, plătești amendă, deși este tot o parcare până la urmă, dar asta spune regula, acolo e pentru taxi, acolo e autobuz și acolo este parcare pentru restul lumii. Așa cum s-au găsit soluții pentru aceste amenzi, fără îndoială, se găsesc soluții și pentru amenzile de acest tip. Și așa cum și acești oameni se supără și pot să fie dornici de bătaie și de scandal, așa... Se întâmplă și în acest caz. Deci, situațiile sunt similare. O amendă nu bucură pe nimeni până la urmă. Dar atâta timp cât este justificată, asta e o amendă. Bun. Emisiunea noastră s-a terminat. Mulțumesc pentru prezență. Sunt convins că mai sunt și alte soluții, dar le-am punctat pe cele mai importante. Educația și faptul că tot ce facem noi se răsfrânge asupra mediului, dacă aruncăm o hârtie aici, ar putea să ajungă chiar prin Grecia, prin Turcia, după chiar cum la spuneți. Vecinii noștri. Mulțumesc încă o dată pentru prezența. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.